Plouă în continuu de vreo săptămână. Pe unde se cântă, se mănâncă și se bea și toată lumea e fericită. Departe de casă. Și găzduiește și una dintre cele mai mari și mai vechi biblioteci din Irlanda. Vă salutăm pe toți din Dublin, tocmai ce am aterizat. Eu sunt pentru prima dată în Irlanda și abia aștept să văd ce ne rezervă această insulă verde numită Republica Irlanda. Irlanda este o insulă din Oceanul Atlantic de Nord, în nord-vestul Europei. Irlanda este a doua cea mai mare insulă din insulele britanice, a treia ca mărime din Europa și a 20-a ca mărime din lume. Irlanda este o insulă deoarece este înconjurată de apă din toate părțile, făcând din acest lucru când un ghinion, când un noroc, depinde de circumstanțe. Este înconjurată de apele Oceanului Atlantic la vest, Marea Irlandei la est, Canalul Mânecii la sud-est și Marea Celtică la sud. Din punct de vedere geopolitic, insula Irlanda este împărțită între Republica Irlanda, numită oficial Irlanda, unde suntem și noi, un stat independent care acoperă 5 șesimi din insulă și Irlanda de Nord, care face parte din Regatul Unit. De aici și confuzia mea cu ce bani trebuie să-mi iau la mine, euro sau lire. Ei bine, în Republica Irlanda, unde suntem noi, vom folosi euro, iar dacă o să ajungem în Irlanda de Nord, care are capitala la Belfast, ne vor trebui lire sterline. Populația întregii insule este de 7 milioane, cu aproximativ 5 milioane locuind în Republica Irlanda și aproximativ 2 milioane în Irlanda de Nord, clasând-o a doua cea mai populată insulă din Europa după Marea Britanie. Am ajuns în Dublin după o călătorie de 3 ore și 40 de minute din Cluj. Prețul biletelor a fost de 2000 de lei de persoană cu un bagaj de cală. Nu e ca și cum aveam alte așteptări, dar cum am aterizat era o ploaie incredibil de măruntă care pare să țină de ceva vreme. Sperăm să avem totuși parte de o vreme neirlandeză în zilele ce urmează. Aeroportul din Dublin este imens, am mers chiar mult pe jos să ajungem la terminalul de arrivals și cred că e și o zonă de duty free imensă. Vedem la zborul de întoarcere cum o să fie. Luăm un taxi până la hotel, pentru care plătim 42 de euro. Aceasta este camera de hotel, arată foarte bine, dar miroase a mobilă veche și mie nu prea îmi place mirosul, recunosc. Prefer o mobilă mai de proastă calitate, dar care nu are mirosul acesta profund de lemn vechi și stătut. Nici nu știu cum să explic mirosul, dar sunt convinsă că m-ați înțeles. Este târziu și cam plouă, dar vă dați seama că nu ne oprește o ploaie dintre asta. Am văzut noi ploi mai spectaculoase și asta nu se numără printre ele. Așa că ieșim să explorăm puțin zona și mergem evident în zona Temple Bar. Temple Bar Area este o zonă centrală și distinctivă a Dublinului, care este cunoscută pentru pub-urile sale cu muzică live, bere la draft și fish and chips. E un loc popular, preferat de turiști și eu una îl ador. Nu am mai văzut un vibe din ăsta decât în stațiunile de tineri de la mare, unde se cântă, se mănâncă și se bea și toată lumea e fericită. De asemenea, nu e un loc kids friendly, nu am văzut niciun copil mic prin zonele astea. Este într-adevăr un loc unde arta, cultura și gastronomia se îmbină perfect și fac din Dublin un oraș tineresc, hipsteresc dacă doriți, un loc super interesant de descoperit. Rămâneți alături de noi pentru că o să facem niște vloguri super faine din Dublin și o să descoperim niște locuri remarcabile și iconice pentru acest oraș, pentru această minunată capitală, Dublin. Am ajuns la Bessoff pe O'Connell Street, mâncăm un fish and chips că suntem înfometați și nu ar putea fi ceva mai specific Irlandei. Vă recomand mult să ajungeți aici sau la unul dintre restaurantele Bessoff pentru că găsiți un fish and chips mai bun ca cele din pub-uri, vă promit. Eu beau un cidru, eu nu-ți beau o bere și apoi mergem la hotel pentru că mâine vreau să mergem să vizităm Trinity College și Book of Kells, dar vă povestesc mai multe mâine dimineață. Din Dublin și
vă iau cu mine în inima orașului să descoperim una din cele mai prestigioase instituții de învățământ din Irlanda, din Dublin și nu numai, ci din lume. Vom merge să vizităm Trinity College și mai exact o să vreau să vedem celebrul manuscris Book of Kells. Am prins o vreme extraordinară astăzi. Noi am ajuns deja de câteva zile și am mai explorat zona. Și până acum cam ploua, de aia nu am filmat absolut nimic, dar astăzi este o zi superbă, superbă. Nu știu dacă se vede în imagini, lumea este în tricou, pe stradă, în pantaloni scurți. Doar eu am o geacă până în pământ, că mi-a fost frică să nu mă plouă, că până acum am fost așa puțin depresivă din cauza vremii. Am făcut o rezervare, dar se pare că am întârziat puțin, așa că sunt curioasă dacă mă mai primește cineva. Haideți să vedem. Wow, ce atmosferă extraordinară! Este atât de cald și frumos! Este incredibil! Numele oficial este The College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, dar mai este cunoscută și sub numele de University of Dublin. Universitatea din Dublin o să o numesc eu de acum încolo, așa că haideți să explorăm zona! A fost fondată în 1592 de către regina Elizabeth I a Angliei și este situată în centrul orașului Dublin. Este cea mai veche universitate din Irlanda și își păstrează reputația până în zilele noastre. Procedura de admitere se bazează exclusiv pe meritul academic, colegiul fiind cunoscut pentru programe de drept, literatură și științe umaniste. Universitatea din Dublin este una dintre cele 7 universități antice ale Marii Britanii și Irlandei și este un colegiu soră atât cu Cambridge cât și cu Oxford. Unui absolvent de Dublin, Trinity College, Oxford sau Cambridge îi se poate conferi gradul echivalent la oricare dintre celelalte două, fără examinare suplimentară. Printre absolvenții săi celebri se numără scriitori precum Jonathan Swift, Bram Stoker și Samuel Beckett, foști președinți ai Irlandei, matematicieni celebri și laureați ai premiilor Nobel. Vă dați seama că din copilărie, citind călătoriile lui Gulliver, eram mai aproape de Dublin, de Irlanda, decât credeam noi că este posibil? Mie mi se pare fascinant. Bram Stoker a făcut celebră România prin scrierea lui Dracula, impersonându-l pe Vlad Țepeș, el nemai fiind vreodată în România. Trinity College găzduiește și una dintre cele mai mari și mai vechi biblioteci din Irlanda, Biblioteca Universității. Aici se află Book of Kells, pe care îl vom vizita imediat. Este un manuscris iluminat medieval care este păstrat în prezent în Biblioteca Universității Trinity College din Dublin și este o copie a celor 4 evanghelii ale Noului Testament din Biblie, care relatează viața și învățăturile lui Isus, este scris în limba latină și este scris de mână. Book of Kells are o semnificație religioasă profundă, fiind un instrument important pentru studiul și transmiterea credinței creștine în Evul Mediu. Istoric, Book of Kells a fost creat în secolul al IX-lea sau al X-lea într-o mănăstire celtică din Scoția sau Irlanda. Este decorat cu ilustrații și ornamente complexe, adesea în culori vii, care ilustrează pasaje din Biblie și adaugă o dimensiune artistică impresionantă textului. Denumirea Book of Kells provine de la satul Kells din Irlanda, unde manuscrisul a fost păstrat timp de secole, înainte de a ajunge la Trinity College în secolul al XVII-lea.
Astăzi, Book of Kells este una dintre cele mai mari atracții turistice din Dublin și este expus în biblioteca Universității Trinity College pentru public. Este considerat un tezaur național al Irlandei și este unul dintre cele mai importante artefacte ale istoriei irlandeze și europene. Este mai vechi de 1200 de ani și este impresionant cum a rezistat atât de mult timp. Este frumos decorat și desenat, mai este denumită și lucrarea îngerilor. Conține atât de multe detalii încât nici nu le poți observa cu ochiul liber. Sunt mai multe teorii legate de cine a scris Book of Kells, dar irlandezii susțin mai mult că ar fi fost scris de niște călugări din insula Iona din Scoția. Se spune că Iona ar fi fost atacată în trecut de vikingi și călugării ar fi trimis Book of Kells la mănăstirea soră din Irlanda, din acest orășel Kells. Book of Kells a rămas până în secolul 17 acolo, dar apoi a fost adus la Trinity College în Dublin pentru ca acesta să fie păstrat și aici a rămas de atunci. O chestie foarte interesantă care pe mine una m-a fascinat este faptul că acești călugări care au scris cartea în limba latină, latina care nu era limba lor maternă, au făcut mai multe greșeli de ortografie. Cartea a fost scrisă și copiată de mai mulți călugări pentru că s-au găsit mai multe notițe între aceștia în care spuneau: sunt bolnav, m-am săturat, când terminăm o dată cartea asta? Și o pagină este chiar copiată de două ori. Ce înseamnă să n-ai un xerox atunci când ai nevoie? De asemenea, pe unele pagini au fost găsite niște cruci medievale desenate care însemna: te rog, rupe pagina asta. Cartea a fost scrisă pe piele de vițel și se estimează că s-a folosit pielea a 185 de viței ca să se scrie Book of Kells. Procesul de creare a acestui pergament este destul de dificil și este surprinzător cum în secolul al IX-lea sau al X-lea au putut face un asemenea masterpiece. Pentru Irlanda, Book of Kells are o importanță specială deoarece este considerat un simbol al bogatei moșteniri culturale și intelectuale ale țării. Acest manuscris subliniază contribuția semnificativă a Irlandei la dezvoltarea artei medievale și la conservarea textelor religioase în timpurile tulburi ale evului mediu. Gata 40 de minute în total. Am văzut Book of Kells, pe care îmi doream foarte mult să văd. Din păcate, cărțile nu mai sunt pe rafturi, adică nu sunt toate cărțile pe rafturi, pentru că se încearcă protejarea lor și sunt într-un proces foarte amplu de întreținere, de mentenanță, dar cu toate astea a fost super interesant. Vibe-ul de acolo și mirosul cărților vechi este inconfundabil și chiar dacă durează foarte puțin turul, merită să veniți aici pentru că o să vă placă foarte mult, mai ales dacă sunteți pasionați de științe, de literatură. O să vedeți acolo foarte multe statui, foarte multe manuscrise. Nu știu dacă erau cărțile reale sau erau pur și simplu coperțile făcute în așa fel încât să pară vechi. Dar este foarte drăguț. Taxa de intrare este 18,50 € fără tur, pentru că nu am mai prins, dar mi se pare că un tur complet costă 60 €. Atmosfera aici este așa de faină, sunt o grămadă de studenți, vizitatori, era cineva la suveniruri din Tokyo venit și spunea că a venit în Europa exclusiv pentru Dublin, să viziteze Dublin și că îi place super mult. Și mie îmi place foarte mult și am venit de la Cluj să-l văd. Îmi place că este trecut de 5 după masa și este încă lumină afară în septembrie. Îmi place mult. Sunt foarte norocoși irlandezii că au parte de o iarbă atât de frumoasă și de verde. Cu ploile lor abundente nici nu ar putea fi altfel. Irlandezii spun că plouă în continuu de vreo săptămână. Așa că nu ne-am scos camera, nu ne-am scos GoPro-ul, nu am făcut absolut nimic până acum, doar am mers din pub în pub, am mâncat fish and chips destul de mult, prea mult, am băut bere Guinness, am băut cidru și ne-am bucurat de câteva zile departe de casă. Foarte frumos. Mă simt ca Harry Potter, nu știu cum vă dă vouă senzația, dar arată foarte, foarte frumos. Și vedeți acolo pe clădirea aceea sunt foarte multe plante. Nu-mi dau seama exact cum sunt poziționate și dacă
Este ceva în spate că nu văd bine deloc? Nu, sunt doar rafturi la vedere. Niște etajere cu plante, wow! Iar acolo jos pare că este un fel de cantină? Da. Ba de fizică, ba de biologie. Este foarte interesant că și studenții se uită pe geam. Uitați, probabil că acesta este un laborator de fizică. Nu ai cum să nu te simți ca în facultate. Cam aceasta a fost plimbarea prin campus. Mi-a plăcut mult, a fost un picuț mai micuț decât mă așteptam. Acum merg să caut ceva de mâncare bună prin zonă. Și apoi pe seară cu siguranță mergem la un pub cu muzică live. Sper să și găsim ceva drăguț să ne placă. Cam asta am făcut în primele zile în Dublin. Zilele următoare revenim cu un nou vlog. Stați aproape, ne revedem curând!